Avem al doilea invitat astăzi, un webinar foarte interesant despre modul în care transformarea digitală devine dintr-un nice to have o chestiune aproape obligatorie, pentru că este practic modalitatea prin care putem să ne reinventăm, să ne regândim procesele, modul în care interacționăm, inclusiv cu angajații, cu clienții și bineînțeles se reprezintă din punctul nostru de vedere de această criză. Invitatul nostru de astăzi este Cosmin Costea, el este expert în digital transformation. Salutare tuturor, bine ați venit! Astăzi vorbim despre transformare digitală în contextul a tot ce se întâmplă în jurul nostru. De ce este o activitate strategică pe care puteam să o începem mai de mult, dar nu e târziu să o începem și acum? Și ce activități concrete putem face și să trecem peste acest moment și să fim pregătiți când el se va termina și vom intra într-o concurență foarte acerbă. Haideți să vă pun pe ecran titlul prezentării de astăzi. Vorbim despre transformarea digitală și mi-a plăcut un citat care spunea că schimbarea nu este necesară pentru că nici supraviețuirea nu este obligatorie și în contextul în care suntem acum, transformarea digitală mi se pare schimbarea de care avem nevoie. Spre ce povestim astăzi? Povestim despre cele patru etape ale transformării digitale, chiar acum, despre de ce este bine să fim agili, dacă este mai bine să prezicem sau să ne pregătim pentru diverse scenarii posibile, despre cum putem merge de la haos spre claritate, despre concret ce s-a întâmplat în ultimele 4 săptămâni, ce contează și ce rămâne după această criză și vom încheia cu cei 7 piloni transformării digitale unde voi spune exact pas cu pas ce vă recomand să faceți ca să transformați digital compania voastră. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți pe chat, Laszlo îmi atrage atenția când e o întrebare. Să începem cu cele 4 etape ale transformării digitale. Pornind de la un business clasic, pornind de jos, cele 4 etape care ne duc spre un business nou și performant sunt, și poate că unii dintre noi folosim acești termeni, îi schimbăm între ei, dar haideți să-i clarificăm. Digitizarea datelor. Asta înseamnă să nu mai folosim hârtie sau să folosim din ce în ce mai puțină hârtie în activitatea noastră, până la limita în care ne permite legea. Să transformăm din hârtie în documente, în digiți, are 2 componente. Prima componentă este transformarea în sine, să scanăm, de exemplu, un document. A doua componentă este să înțelegem ce scrie în acel document și să avem nu doar cu documentul digitizat, dar să-l avem și într-un fel în care putem găsi informația în el. Acesta este primul pas și avem nevoie, mare nevoie de el ca să-i facem pe următorii. Al doilea este digitalizarea. Primul digitizare, al doi digitalizare. Digitalizarea proceselor înseamnă să analizăm procesele din companie, să vedem care sunt bune, care sunt mai puțin bune, care pot fi optimizate, care pot aduce mai multe beneficii sau pot sau cum putem face să le scădem, să scădem riscul pentru business și le digitalizăm în sensul că folosim unelte digitale ca să le facem mai repede sau mai bine. Al treilea pas este transformarea digitală a business-ului. Asta înseamnă să facem ce nu am mai făcut niciodată. De exemplu, dacă noi vindem doar prin canale tradiționale, dacă ne facem un magazin online, înseamnă că am transformat digital business-ul. Am făcut ceva ce nu am mai făcut niciodată, noi înșine. Iar al patrulea și cel mai frumos este disrupția digitală. Am auzit cu toții povești despre Airbnb, despre Netflix, despre Uber. Ei au făcut lucruri care nu mai fuseseră făcute niciodată. Dacă transformarea digitală este ceva ce noi n-am mai făcut niciodată, disrupția digitală este ceva ce n-a mai făcut nimeni niciodată. Câteva cuvinte despre mine, deși v-a povestit Laszlo, sunt inginer, am terminat Sheffield, m-am întors la Sheffield, de la Universitatea Sheffield și acum predau transformare digitală la universitatea pe care am terminat-o și am lucrat în câteva companii și acum ofer consultanță pentru transformare digitală. Câteva dintre companiile cu care am lucrat, lucrăm și cu companii mari și cu companii mici și din industria de servicii
și din vânzarea de produse și B2B și B2C. Nu o să insist pe asta, doar ca să vă faceți o idee. Și acum, intrând abrupt în subiect, avem următoarea provocare. De multe ori companiile, spuneam de digitalizarea proceselor, companiile încep prin a cumpăra tehnologie. De multe ori, când lucrăm cu clienții, de exemplu când facem un magazin online, dar o să vedeți că transformarea digitală e mult mai mult decât o vânzare online, prima întrebare pe care o avem este ce platformă de e-commerce să folosesc. Și sunt convins că mulți dintre voi v-ați întrebat asta, ce platformă să folosesc. Ăsta e cel mai primul pas. E bine, de multe ori nu este primul pas, pentru că o platformă ne oferă anumite capabilități, ne oferă posibilitatea să facem lucruri, dar nu este esențială. Importante sunt procesele noastre și cum le facem mai deștepte. Și acest citat, această expresie, mi se pare foarte relevantă. New technology plus procese vechi rezultă procese foarte scumpe și vechi. Morala este aceasta. Când folosim tehnologia, când venim cu tehnologie, o folosim ca să schimbăm modelul de business și experiența clienților. Nu asfaltăm cărările. E o poveste foarte frumoasă, o găsiți în articolul de jos din Harvard Business Review din 1990. Are ceva, câțiva ani articolul, în care povestește despre două orașe mari, Boston și New York, și două abordări diferite din punct de vedere arhitectura urbană. Boston a ales să asfalteze cărările, a păstrat drumurile care erau și le-a asfaltat, pe când New York a hotărât să șteargă și să plece cu o foaie curată, bineînțeles în limita posibilităților logistice, și a făcut acel caruiaș pe care poate îl rețineți din New York, un caruiaș foarte eficient din punct de vedere urban. Al doilea lucru despre care aș vrea să vă povestesc astăzi este agilitate. Agilitatea este foarte importantă și uneori este mai puțin înțeleasă sau uneori este asociată cu zona de IT. Dar haideți să vedem câteva idei despre agilitate. Într-o poveste pentru copii, Lewis Carroll povestește așa. Era Alice din Alice in Wonderland, care alerga cu Red Queen, un alt personaj din carte, și Alice o întreabă în timp ce alergau ele. Red Queen, alergăm de ceva vreme, dar n-ajungem nicăieri. Ce se întâmplă? În lumea mea, dacă alerg, ajung undeva. Iar Red Queen îi răspunde, probabil că trăiești într-o lume foarte înceată, domnișoară. În lumea în care trăim noi, trebuie să alergi de două ori mai rapid ca să ajungi undeva. Toată lumea se mișcă. Dacă doar alergi, rămâi pe loc. Pare paradoxal, dar alergând rămâi pe loc. E important să te miști mai repede decât lumea și decât business-ul din jurul tău. Iar acest domn extrem de drăguț, care este șeful de la World Economic Forum, a spus ceva foarte frumos, a formulat ceva foarte frumos, care era în discuție de mult. În lumea nouă, nu mai este peștele mare îl mănâncă pe cel mic. Este peștele rapid, peștele agil, care îl mănâncă pe cel încet. De asta multe companii mici se descurcă mai bine în situațiile acestea extreme decât companiile mari. Pentru că pot oricând pivota și pot schimba modelul de business și pot oferi ceva ce clientul își dorește. Agilitatea, ideea de agilitate a pornit de la ceea ce se numește manifestul agilității. Acesta a fost scris de câțiva oameni din IT care s-au întâlnit și au spus, ok, trebuie să refacem modul de lucru în IT. Totul a plecat de la IT, dar o să vedem cum s-a dus către business-ul real. Ei au făcut acest manifest care conține patru seturi de valori și 12 principii. Azi o să vorbim doar despre cele patru valori și sunt cele de pe ecran și o să încercăm să le citim împreună direct în limba română. Oameni și interacțiuni mai presus decât procese și unelte. Working software, eu l-aș traduce să meargă mai presus decât să avem documentația perfectă. Colaborare cu clienții
mai presus decât un contract perfect negociat. Să răspundem la schimbare mai presus decât să urmărim litera planului pe care l-am făcut inițial. Și ei spun foarte frumos la sfârșit, deși apreciem foarte mult valoarea elementelor din dreapta, considerăm că elementele din stânga sunt mai importante. Mi-ar plăcea să putem povesti într-o conferință face-to-face, am povestit despre asta, cum vedeți voi și cum se aplică aceste valori în ziua de astăzi. Dar eu cred, eu rezonez foarte bine cu ele și le citesc încă o dată, rapid. Oameni și interacțiuni mai importante decât procese și unelte, să meargă mai important decât să ai documentație perfectă, să lucrezi cu clientul mai degrabă decât să semnezi un contract perfect și să răspunzi agil la schimbare mai degrabă decât să urmezi planul inițial în condițiile în care lumea s-a schimbat. Mergând mai departe, aș vrea să vă povestesc în câteva cuvinte un concept foarte interesant și foarte folositor, care se cheamă, și poate sunteți de acord să-l păstrăm în limba engleză, minimum viable product, adică un produs minim cu care poți ieși în fața clienților. Este unul dintre elementele de bază ale gândirii agile și modului de lucru care implică agilitate și arată cam așa. Obiectivul meu este să duc un om în punctul A în punctul B. Și am trei variante. Prima variantă, cea de sus, să încep spre a construi o mașină, să am o roată și două roți și un șasiu și așa mai departe. Dezavantajul ei este că abia în pasul 4 reușesc să am o mașină funcțională, mai precis să duc omul din punctul A în punctul B. A doua variantă este să fac o trotinetă, apoi o bicicletă, apoi o motocicletă și într-un final o mașină. Avantajul față de prima este că de la pasul 1 eu pot să duc omul din punctul A în punctul B. Poate nu în condiții ideale, poate dacă plouă nu e perfect, poate nu pot să duc doi oameni, dar pot să obțin, pot să realizez o parte din scopul inițial. Dezavantajul variantei de la mijloc este că la fiecare nouă iterație, de la trotinetă la bicicletă și așa mai departe, pierd tot ce am făcut în spate. De asta, varianta cea mai bună este a treia, și anume să construiesc o mașină cât se poate de simplă și să o îmbunătățesc la fiecare trecere, la fiecare iterație. Asta înseamnă că eu din prima voi avea obiectivul realizat, transportul, și voi putea construi chiar pe baza feedback-ului pe care îl primesc de la clienți. Asta poate fi explicat și altfel. Când cerem unui partener să facă ceva pentru noi, de exemplu să facă un software, putem să-i cerem exact ce vrem să facă acel software sau îi putem spune ce vrem să obținem. Altfel spus, putem să-i cerem o mașină sau putem să-i cerem să se deplaseze un om din punctul A în punctul B. Dacă adoptăm a doua variantă, șansele să avem un rezultat mai bun și costuri mai mici sunt mult mai ridicate. Și aici o întrebare. Mi-amintesc că în slide-ul inițial era o mică animație care crea un suspans. Dar întrebarea rămâne, o să ne pierdem joburile din cauza digitalului? Și răspunsul este că da, dar și că nu în același timp. Și paradoxul explicat în cuvintele de pe slide, și anume că transformarea digitală va face să dispară 75 de milioane de joburi pe plan mondial, dar va crea 133 de milioane. Deci, într-adevăr, nu vom mai avea 75 de milioane, dar vom avea aproape dublu în noi joburi. Singura condiție e clară. Și noi să ne mișcăm odată cu business-ul și cu societatea, nu să rămânem acolo unde eram. Mi-amintesc de o companie care spunea foarte frumos că oferă siguranța locului de muncă, dar nu oferă și siguranța poziției. Sigur vei lucra la noi, dar și tu va trebui să faci ceva să te educi pentru noua lume de business. Și mi-a plăcut ce a spus Jeff Bezos când a fost întrebat ce se va schimba în următorii 10 ani.
Mi-a plăcut foarte mult, pentru că el a revenit la lucrurile de bază. Și a zis, nu știu ce se va schimba, dar știu ce nu se va schimba. Oamenii vor vrea în continuare lucruri livrate rapid și la un preț mic. Exact despre asta vorbim. Exact despre asta vorbim acum, când lucrurile sunt toate date peste cap. E surprinzător de actual acest citat. Și haideți să vorbim despre un subiect interesant în ziua de azi, despre prezicere, prezicem crizele sau ne pregătim pentru crize. Și un domn foarte apreciat, Herb Kessler, care a fost CEO-ul lui Southwest Airlines, o companie de aviație celebră în Statele Unite și în lume pentru inovația pe care a adus-o și pentru faptul că a rezistat în criza din 2001, de după atacurile din New York, a spus așa: am fost acuzat că am prezis 11 dintre ultimile 3 recesiuni. Deci oameni foarte deștepți, foarte conectați, nu reușesc să prezică viitorul. Dar ce putem face? Putem să ne pregătim pentru diverse scenarii posibile. Dacă în 2019 și chiar și la începutul acestui an mergeam pe la conferințe și speakerul povestea ceva în zona you need to go digital or your business will slowly die, trebuie să te transformi digital sau business-ul tău va dispărea încet, acum ce se întâmplă? Se întâmplă că din public vine o frază similară, dar total diferită. Publicul spune, noi trebuie să ne transformăm digital pentru că business-ul nostru va dispărea rapid, nu încet. Aici este urgența dată de criză. Nevoia de transformare e întotdeauna. Criza ne dă urgența. Și poate știți acest citat, mi-a plăcut foarte mult, de fapt un proverb din China. Când este cel mai bun moment să plantezi un copac? Acum 20 de ani. Al doilea cel mai bun moment? Acum, azi. Asta se întâmplă cu afacerile. Primim foarte multe cereri în această perioadă pentru că business-urile vor să se digitalizeze ca să supraviețuiască. Și aproape că nu facem față să îi ajutăm pe fiecare ca să se poată schimba suficient de repede ca să reziste până la sfârșitul acestei crize și ca apoi să se transforme. Pe de altă parte, sunt și business-uri care au fost gândite bine și au fost suficient de flexibile, astfel încât acum singura conversație pe care o avem cu ei este cum să iasă mai bine după ce se va termina criza. De exemplu, cum să reușească să iasă de pe piața românească, pe piața europeană, vest-europeană, printr-un magazin online, poate printr-o prezență fizică spre zero și să vândă pe o piață mult mai mare decât vindeau acum. Un alt subiect pe care îl povestim pe scurt este un pic conceptual și un pic teoretic. O să încerc să le explic simplu, pentru că eu cred că are o valoare foarte mare în condițiile acestea de criză. Este vorba de această matrice și dacă ați vrea să o parcurgem împreună în acest sens, de la clar, din dreapta jos, apoi la complicat, în dreapta sus, complex, stânga sus și haos, jos. Avem sisteme care sunt clare și în sistemele clare e foarte ușor să știm ce trebuie să facem. De la A la B e un singur drum. În sistemele care sunt clare, observăm, ne uităm ce avem de făcut, punem într-o categorie, categoria drum de la A la B și răspundem, mergem. E foarte simplu. În partea din dreapta sus avem elemente, sisteme complicate. Dacă ne uităm la un mecanism de ceas, acesta este complicat. Complicat, dar totuși relația dintre cauză și efect e foarte clară. Nu este atât de ușor de identificat, dar odată ce ai expertiză, intri în detaliu și înțelegi. Aplici cele mai bune practici și funcționează. Partea interesantă este însă în zona complexă, unde nu putem înțelege relația cauză-efect în timpul vorbirii, ci doar când ne uităm înapoi. De multe ori ne uităm înapoi la crize, cum e criza pe care o trăim acum, și zicem, aproape am prevăzut-o. Și criza din 2008, aproape am prevăzut-o. Aproapele acesta
Nu e adevărat. De fapt, n-am prevăzut-o. De fapt, noi am ridicat de multe ori, am strigat lupul, dar nu era nimic. Când a fost cu adevărat, nimeni n-a zis, lupul vine, pregătiți-vă, cu un timp rezonabil înainte. Și aici nu mai putem aplica regulile. Ce facem? Primul lucru în aceste sisteme complexe, experimentăm, încercăm. Dacă poate vă amintiți de dictonul din Silicon Valley, fail often, fail fast. Încercați să faceți lucruri. Dacă nu merge, nu e nicio problemă. Țineți minte lecția și încercați din nou. Și aici am un exemplu cu care cred că mulți dintre voi o să vă recunoașteți în el. Creșterea unui copil este complexă. Nu putem spune relația între cauză și efect de când se naște copilul. Pe când, în mod paradoxal, la complicat, la cadranul din dreapta de la care am venit, să punem un om pe lună este doar complicat. Doar sunt lucruri multe, grele de făcut, dar relația cauză-efect e clar. Și ultimul este haos. Și am dat aici un exemplu dramatic de care vă amintiți, în care relația cauză-efect nu este înțeleasă, totul e haotic. Ce facem în cazul atunci când este haos? Apoi facem. Primul lucru este să faci ceva. Nu contează ce, îți folosești instinctele și faci. După ce faci, începi să percepi, începi să înțelegi, începi să simți realitatea și încerci să o duci. Am ilustrat cu săgețile verzi care duc înapoi spre complex, apoi spre complicat și apoi spre clar. Acesta este framework, cu modelul pe care vi-l propun. Și când vă întâlniți cu o situație specială, încercați să vă dați seama în care dintre cadrane este și acționați în consecință. Framework-ul este inspirat dintr-un framework al lui Dave Snowden, care a lucrat la IBM și care l-a făcut special pentru managerii care erau expuși la situații neprevăzute să aibă un mic manual de lucru. Merg mai departe. Trece timpul și povestim despre ce s-a întâmplat în ultimele 4 săptămâni. Intrăm un pic în concret cu ceva, aș zice eu, un pic amuzant. Ce categorii de produse au crescut în perioada, în ultima lună, în ultimele 4 săptămâni? Păi vedem destul de clar mânuși. Mânușele se vând foarte bine pe e-commerce și pe orice canal. Aparate de făcut pâine, pentru că stăm acasă, clar de prevăzut antivirale și zona de medicamente de acest gen. Alte elemente pe care le facem acasă, sport, facem sport acasă. Nu știu dacă vedeți ecranul meu, eu fac sport acasă, încerc să stau în formă pentru că nu putem ieși din casă. Au crescut vânzările de computere și monitoare de computere pentru că lucrăm mai mult de acasă și eu folosesc două ecrane acum pentru că încerc să-mi reproduc biroul acasă și să fiu cât mai eficient. Au crescut vânzările de produse tip craft, ne jucăm cu copii, redescoperim jocuri noi, tocmai am jucat Scrabble, facem timpul să treacă frumos. Hair coloring pentru doamne, pentru domnii, nu știu tu, Laszlo, dar eu am cumpărat o mașină tun și copiii mei au stat cu tutoriale pe YouTube și am învățat să tundă și m-au tuns. Rezultatul ăsta este. Și alte lucruri gen șocuri de jucat acasă. Ce a scăzut, în schimb? Haideți să vedem ce a scăzut. A scăzut vânzarea de bagaje, de serviete și geamantane, vânzarea de camere video, foto, care oricum era în scădere, activități, lucruri, haine pentru activități în aer liber, vânzarea de accesorii pentru petreceri, accesorii pentru mașini. Eu ies o dată pe săptămână să pornesc mașina, mi se pare că rămâne fără curent dacă nu o pornesc o dată pe săptămână. Și alte elemente pentru activități outdoor. Haideți să vedem un pic dacă aceasta era o imagine pentru România. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru Statele Unite. Haideți să vedem ce se întâmplă în România. Și avem aici un grafic foarte frumos de la Moloso, care ne spune cum a
crescut, respectiv a scăzut comanda medie pe diverse categorii de produse în România. Avem ITNC, a crescut foarte mult. Spuneam, lucrăm de acasă, avem nevoie de dispozitive mai performante sau care să ne facă munca mai ușoară. Pharma, e clar de ce. Food, Lovo și toți ceilalți nu mai fac față livrărilor. Hrana animale, clar că nimeni nu o să iasă să cumpere mâncare pentru câine când o poate comanda online. Chiar și garden și DIY, pentru că începem să facem lucruri acasă, că descoperim că am putea să zugrăvim ceva sau să mai batem un cui. În schimb, ce a scăzut foarte mult, a scăzut îmbrăcămintea, ca și comandă medie. Aici, ca notă amuzantă, de fapt a crescut vânzarea pe îmbrăcăminte de casă. Bileta la evenimente, clar, deși vă încurajez pe toți să le oferim suport organizatorilor de evenimente și să participăm la evenimentele online. Poate ați văzut evenimentul de duminică seara, în care a cântat Andreea Bocelli la Milano, foarte, foarte emoționant și parcă a unit toată lumea. Rent-a-car, nu avem ce să mai povestim, deși primesc multe oferte acum de rent-a-car și pachete, dar mi-e foarte greu să înțeleg de ce ar trimite companiile care oferă rent-a-car oferte, pentru că nu le putem folosi. Și am vorbit de comanda media, să vorbim un pic și despre rata de conversie. Rata de conversie este raportul între câți oameni vin, adică între câți vizitatori avem pe site și câți fac ceva. Fac ceva e formulat destul de vag, pentru că pentru fiecare industrie să facă înseamnă lucruri diferite. Dacă pentru un magazin online să facă ceva înseamnă să placeze o comandă, pentru travel poate înseamnă să placeze o cerere pentru o vacanță. Sau pentru backing poate însemna să placezi o cerere pentru deschiderea unui cont nou. Sau imobiliare o cerere pentru vizionarea unui apartament. Și haideți să ne uităm un pic la date, pentru că sunt destul de granulare și e important acest lucru. Avem 6 ianuarie, 10 februarie și 16 martie sus. Și vom compara doar două. 10 februarie, adică înainte de primul caz în România, cu 16 martie, după primul caz în România. Și vedem așa, fashion a crescut în rată de conversie. Putem spune că a crescut din cauza ofertelor foarte, foarte avantajoase, foarte multe flash sales, foarte multe vânzări cu discounturi foarte mari, oamenii cumpără chiar dacă nu le trebuie. Dar retail-ul obișnuit a scăzut aproape la jumătate, imobiliare a scăzut, asta mai puțin de o lună, vorbim de diferența de 10 februarie și 16 martie. Travel a scăzut dramatic, food a crescut pentru că acum comandăm mâncare pentru acasă și banking a crescut și el. Încerc să înțeleg de ce a crescut zona de banking. Poate dacă cineva e din banking în webinar ne poate da o idee despre de ce a crescut cererea de deschidere conturi, de exemplu, în banking. Mergând mai departe spre finalul discuției noastre, vă întreb acest lucru. Ce contează de fapt și ce rămâne? Ce rămâne după această criză? Și o să vă dau câteva informații dintr-un studiu foarte recent, publicat acum mai puțin de 2 săptămâni, în care foarte mulți oameni în conducerea companiilor au fost întrebați, li s-au adresat întrebări în zona de transformare digitală. Reținem că 84% dintre ei apreciază foarte mult că apar noi oportunități datorită transformării digitale, dar vreau să vă atrag atenția asupra acestui 63%, care spune că 63% dintre oameni consideră că problema este culturală și nu este legată de bani. Și pentru cei dintre noi care au prins anii 90 în plin, 90 spre 2000, era un cântec cu It's All About the Benjamins, dar nu e așa, nu e totul despre bani, este foarte mult despre cultură. Am fost acum 2 săptămâni, am avut un curs online de 2 zile cu un client al nostru în care i-am ajutat pe membrii de board și manager să înțeleagă transformarea digitală și după 2 zile de curs am adresat această întrebare. Care este principala piedică în transformarea digitală în organizația voastră? Și răspunsul a fost unanim. Cultural. Este o problemă, o provocare culturală. Nu de tehnologie, nu de bani, nu de alt tip. Legat de cultural, aici avem câteva elemente afișate în partea dreaptă,
Am folosit această imagine pentru că de multe ori cultura este definită prin propoziția așa facem noi lucrurile aici. Și discuțiile de la dozatorul de apă sunt cele care formează de multe ori cultura. Și am afișat în dreapta câteva elemente ale culturii care ajută în transformarea digitală. Colaborare, transparență, adaptabilitate sunt lucruri soft, sunt soft skills care sunt bune pentru digital. Mulți oameni ar zice digital despre IT. Digital este foarte mult despre soft skills. Și dacă vă amintiți de cadrane, din stânga sus, cel care se chema complex, în situații complexe, soft skills contează foarte mult. Nu ai soluțiile, nu știi totul pe din afară. Atunci e nevoie de colaborare, atunci e nevoie să-i pui pe oameni la masă și să iei o diversitate de opinii. De exemplu, mi-aduc aminte când a fost situația specială cu turnurile gemene, cu un an înainte fusesem sus în turnurile gemene și a fost un moment foarte intens. Primarul New Yorkului, Rudolph Giuliani, a acționat impecabil în această situație de haos. Toată lumea l-a luat impecabil, a devenit un general, aproape un dictator, care a luat frâiele situației, a spus tu faci asta, tu faci asta și a dat ordine. Și totul a mers foarte bine. Ce s-a întâmplat după, el și-a continuat acest stil de management și când situația a revenit la normal. Și a și pierdut alegerile, pentru că oamenii nu vor o situație dictatorială, ci doar o acceptă în situații excepționale. Și un alt element din acest studiu este că de multe ori firmele, și asta mi se întâmplă și nouă când lucrăm cu clienții noștri, care găsesc software, diverse platforme software care arată foarte bine și care sunt foarte titrate. Și cum spune și aici Chasing Shiny Objects, cumpără software pentru că e frumos. Clar, software-ul trebuie să fie ușor de folosit, dar de cele mai multe ori sunt alte lucruri importante la un software care ne ajută într-o transformare digitală. Și aici ceva ce mi se pare extrem de interesant, care răspunde la întrebarea ce rămâne, ce rămâne după criza asta. Și rămân multe lucruri foarte bune. Avem aici cu albastru închis organizații mari, albastru deschis organizații mici, dar contează prea puțin pentru că diferența e foarte mică. Ce rămâne? Rămân noi feluri de a lucra, rămân noi procese, rămâne inovație în marketing, inovație în comunicarea cu clientul. Rămân foarte multe lucruri bune, pentru că societatea, business-ul va rămâne transformat de ce s-a întâmplat aici. Și încheiem cu cei 7 piloni ai transformării digitale. Acei 7 piloni sunt un manual pentru voi, un manual în care pas cu pas noi vă recomandăm ce să faceți. Și haideți să-i parcurgem împreună. E mult text aici, v-aș ruga să ne focusăm de la stânga la dreapta ca să nu ne lăsăm copleșiți de cantitatea de informații. Începem de la stânga la dreapta. Primul pas este cel în zona de strategie și de inovație. Și primul pas prima parte a acestui pas este să evaluăm maturitatea digitală. Este important să știți unde sunteți din punct de vedere digital, ca să vă puteți compara cu voi înși vă peste un an și să vedeți am evoluat sau n-am evoluat. Să nu fie doar un sentiment, să fie numere, să fie cel puțin opinii argumentate că am evoluat în transformarea digitală. Apoi, să-i ajutați pe oamenii voștri să înțeleagă ce înseamnă modele de business digital și să evalueze aceste modele de business. Apoi, prin Innovation Founding, înțelegem un proces în care companiile trag informația, trag ideile, trag inovația de la oamenii operațional și o duc către a se întâmpla într-un proiect pilot, într-o inițiativă, a fi validată într-un fel de businessul real. Important este ca această inovație să o lăsați, chiar să o trageți de la nivel operațional spre nivelul în care o putem pilota. Pe partea de client, vă recomand să înțelegeți drumul clientului, să înțelegeți drumul clientului către brandul vostru până ajunge, în timp ce cumpără, după ce cumpără și să înțelegeți care dintre touch points, care dintre punctele de interacțiune sunt digitale, care sunt în offline
și cele in-offline care pot fi digitalizate, într-un fel în care experiența clientului să fie fluidă și plăcută pentru el. Apoi, să folosiți un tool de marketing automation, în special cei dintre voi care aveți mulți clienți, mulți beneficiari. Este greu să vorbești unul la unul când ai 1000 de clienți. Ai nevoie de o unealtă care să-ți personalizeze comunicarea. Apoi să vă faceți o echipă de digital, să fie o echipă de digital. O echipă de digital care are nevoie de formarea echipei, are nevoie de răspunsul la întrebări cum ar fi. Unde îi punem pe oamenii ăștia? Cine e șeful lor? Care sunt indicatorii de performanță? Care e fișa postului? Care e anunțul de angajare? Sunt multe întrebări la care aveți nevoie să vă răspundeți ca să faceți o echipă bună. Și apoi să, când lucrați cu agenții, fie că e o agenție de online, fie că e o firmă de IT, să aveți un proces structurat prin care să o selectați. Să fie mai puțin, sigur, este vorba și de chimia între compania voastră și compania lor, între echipa voastră și echipa lor, dar sunt multe argumente numerice aproape pe care e important să le luați în considerare. Pe partea de îmbunătățire procese, am povestit și la început, e foarte important să aveți procesele optimizate, refăcute și pe cât posibil să folosiți unelte digitale ca să le faceți mai bine și să scădeți riscul. Apoi change management, pentru că dacă schimb procesele, e nevoie ca oamenii să înțeleagă ce trebuie să facă pe noile procese. Dacă nu puteți schimba software-ul, puteți folosi un software de tip RPA, Robotic Process Automation, care să lucreze direct în interfață. Putem intra în detalii despre aceste tipuri de software cu altă ocazie. Și obiectivul este să duceți spre paperless, adică mai puțin hârtie sau chiar spre paper-free. Unele industrii nu pot merge la paperless, industria bancară, poate farma, dar unele pot merge până la paper-free. Pe birouri să nu mai fie, să fie doar un laptop, atât. Pe partea de tehnologie, nu cumpărați software doar de dragul software-ului. Faceți-vă un plan de IT, un plan, o arhitectură mare în care software-ul doar umple o căsuță dintr-o arhitectură mare. Nu cumpărați bucăți care nu se potrivesc împreună. Potrivirea între diverse elemente e mai importantă decât elementele în sine. IT governance înseamnă o hartă care răspunde la întrebarea cine ce face și cine de ce răspunde în sistemele IT. De multe ori avem discuția asta, e al business-ului, e al IT-ului. E o discuție care e bine să fie clarificată. Structurarea datelor, foarte important, să aveți datele în același sistem. Avem clienți care povesteau că un manager deschide 11 ecrane, 11 aplicații dimineața când vine ca să citească date despre clienți, ceea ce e copleșitor, oamenii nu pot procesa 11 aplicații. Pe partea de proiecte IT, focusul nostru este pe zona de e-commerce și vă sugerăm să vă deschideți o cale de comunicare și de vânzare online cu clienții. În orice fel ar fi ea, oamenii vor să vă găsească online, chiar dacă e tranzacțională, e-commerce sau doar informațională. Deschideți acest canal și tratați-l cu seriozitate, nu ca un gând de după ce ați făcut alte lucruri. Apoi vorbiți cu departamentul financiar și ajutați-l să înțeleagă cum se numără beneficiile inițiativelor digitale. Nu se numără la fel ca altele. Vă dau un exemplu. Dacă îmi cumpăr un laptop, studiez online, poate o săptămână, două, trei, o decizie importantă și apoi mă duc și ridic dintr-un magazin. Toată decizia mea a fost online. Dacă magazinul respectiv nu alocă bugetul pe a mă convinge să iau decizia online, degeaba alocă bugetul pe magazinul fizic, pentru că a fost doar un punct logistic, un punct de ridicare. Iar apoi instruiți oamenii, instruiți pe e-commerce, instruiți să înțeleagă ce înseamnă tehnologia nouă, de exemplu, să poată folosi cuvinte de genul blockchain, să poată înțelege concepte de genul artificial intelligence. Dați-le câteva elemente de online marketing să înțeleagă cât de important și ce putere are marketing online. Învățați-i să gândească agil, am povestit un pic mai înainte despre agilitate, și învățați-i să transforme organizația. Încheiem cu o recapitulare în care povestim despre ce am povestit astăzi. Am povestit despre cele patru etape ale transformării digitale și vi le reamintesc. Digitizarea datelor, digitalizarea proceselor, transformarea digitală a business-ului și disrupția digitală a pieței. Am vorbit despre agilitate,
despre cât de important este să te miști repede, mai important decât să fii mare. Am vorbit despre importanța pregătirii pentru diverse situații, mai degrabă decât prezicerea lor. Am vorbit despre cum putem evolua de la o situație haotică aproape în care suntem acum spre o situație clară. Am vorbit despre ce s-a schimbat în ultimele 4 săptămâni și în lume și în România. Am vorbit despre ce contează de fapt și am văzut că focusul nu este pe tehnologie, este pe cultură, pe cultura organizațională, pe cum facem noi lucrurile aici. Am văzut ce rămâne, am văzut că rămân foarte multe lucruri pe care acum am fost forțați să le facem și în interacțiune și în felul de a lucra cu clienții și în procese. Și am văzut cei 7 piloni transformării digitale, unde am parcurs elementele de bază care este important să vi le însușiți pentru a transforma digital companiile voastre. Și aș vrea să închei cu această imagine. Lansarea navetei spațiale de la SpaceX și cu câteva cuvinte, și anume că transformarea digitală este dificilă și ea nu este legată de tehnologie, ci este legată de tot ce facem în jurul tehnologiei. Avem nevoie de tehnologie, dar tehnologia este doar un mic element din transformarea digitală. Și cu aceasta vă mulțumesc. Mesajul pe care vi-l transmit este acesta. Transformarea digitală este complexă, dar nu trebuie să fie și complicată. Vă aducem claritate și structură. Vă mulțumesc și vă rog întrebările. Vă sfătuiesc să folosiți software în cloud, software care este sub formă de abonament, pentru că acele firme care fac software-ul se ocupă doar cu software. Dacă aduceți software în compania voastră, va fi foarte greu să-l țineți tot timpul actualizat. Mai spuneam că este foarte important să aveți software, nu doar ERP, software de gestiune, ci software CRM, software care să ocupe de relația cu clienții. Acest software are mai multe module, modulul de vânzare, modulul de service și modulul de marketing. Putem povesti pe îndelete despre ele și, bineînțeles, vă trebuie software pentru online și pentru prezență online, dar și pentru vânzare online. Mergem mai departe. Să primim prezentarea, o să primiți câteva elemente din prezentare. Putem interacționa, bineînțeles, pentru detalii, cine are nevoie de detalii și explicații, pentru că am condensat foarte mult lucrurile de care ne ocupăm noi. Ce digitalizare aș putea să fac acum? Am un lanț de frizerii, clientul trebuie să vină să se tundă, semnul de programare este deja implementat, știu și eu primesc pe comunicare de la frizerii, de la barbershop, frizeriile astea moderne cu feeling-ul ăsta așa mai tradițional, dar foarte moderne, cu sistem de programări și chiar nu înțeleg de ce îmi trimit oferte. Îmi trimit oferte pentru abonamente pe 2 ani și asta aș putea înțelege că se termină criza și atunci o să mergem tot să ne tundem, deși deja începem să ne tundem. Pe de altă parte, mi s-a părut o mai bună abordare, deși nu știu dacă e la limita legii, cu tunsul acasă. Adică oameni care vin, probabil echipați corespunzător, să facă acest tuns. Chiar vorbeam cu copiii mei și povesteam despre cum o să ieșim din criză. Și spuneam că sunt lucruri care se pierd în economie, pentru că atunci când o să începem să ne tundem la frizerie, nu o să ne tundem de 3 ori că am sărit 3 tunsuri, o să ne tundem o dată, direct cum vrem să ne tundem. Deci sunt parte de servicii care pur și simplu se pierde și asta e parte din regulile jocului. Pentru o firmă de contabilitate cu 10 angajați, puteți recomanda un soft de recunoaștere documente scanate, clasificare? Sigur, putem recomanda software. Putem purta o discuție pe această temă și pentru partea de scanare documente și pentru partea de OCR, de recunoaștere a textului din documente. Este primul pas, digitizarea, și este foarte important să-l faceți și vă felicit că sunteți pe acest drum. Din punctul tău de vedere, care sunt indicatorii principali, 3-5 KPI, să spunem, care ne arată că transformarea digitală a companiei a fost eficientă? Asta e o întrebare foarte bună, pentru că putem lucra pe multe
paliere. Uneori, de cele mai multe ori vorbim de transformare digitală din punct de vedere tehnologic. Am implementat un software, am făcut lucruri, am updatat ceva. Dar de multe ori lucrurile sunt și în zona de leadership. Avem clienți care au în top management oameni foarte orientați spre digital, dar care au dificultăți în a comunica această viziune către echipă. Și parte, de exemplu, din inițiativele digitale, dar neimplementate cu digital, a fost ca top managementul să comunice importanța digitalului în echipă. Un alt tip de inițiativă este abordarea bugetară. De multe ori, activitățile de tip cumpărare, închiriere, software sunt pe bază de nevoi. Avem nevoie de ceva, ok, hai să găsim buget. O altă abordare ar fi să alocăm un buget din bugetul companiei pentru inovații, care inovație poate conține software și alte elemente. Și în felul ăsta nu gâtuim inovația din cauza bugetului, ci tocmai expandăm inovația și o tragem spre organizație. Totodată, vă dau un exemplu din zona de vânzări online-offline. Poate ați auzit de un concept care se cheamă omnichannel, adică un singur canal. De fapt, clientul să vadă un singur canal când interacționează cu noi. Și vă dau un exemplu. Încerc să mă grăbesc, că mai sunt multe întrebări. Vă dau un exemplu. Am vrut să cumpăr un telefon mobil. Am văzut pe site la un operator din România. Am văzut pe site telefonul și m-am dus într-un magazin. Și am zis, ok, am văzut o ofertă pe site. Și răspunsul a fost, deci ați văzut o ofertă pe site. Ce căutați aici? Mergeți pe site și cumpărați. Asta e un exemplu de diferență uriașă între canale. Felul, abilitatea de a integra canalele, a crea o experiență fluidă a clientului, că suntem tot noi cei care interacționăm cu tine, indiferent de canal, este un indicator foarte important al eficienței activității de transformare digitală. Folosesc transformare digitală într-un context mai larg. Include toate cele patru elemente, digitizare, digitalizare, transformare digitală și disrupție digitală, da, pentru simplitate. Cătălin ne spune așa. Cum vedeți supraviețuirea firmelor training și consultanței în punct de vedere a transformării digitale impuse de pandemie, având în vedere faptul că orice curs se pretează, pentru mediul online și am în vedere cursuri precum cele de comunicare neverbală și comportament schimbat în afaceri și alte cursuri. Eu o văd foarte bine și o să vă spun și de ce. Dintre toate cursurile pe care le ținem noi, o jumătate dintr-un curs nu poate fi făcut online. Jumătatea aceea este legată de un curs de gândire agilă care se face printr-un workshop în care ne jucăm cu 6.000 de piese de Lego și nu putem să facem asta online pentru că atingerea cu degetele, și paradoxul de la digital și degete, este foarte importantă în acea parte de curs. Dar toate celelalte cursuri le putem face online. Mai mult, cred că e o oportunitate mare pentru tine, Cătălin, pentru că eu mă gândesc așa. Oamenii acum lucrează de acasă. Oamenii acum nu prea au ce lucra pentru că business-ul a scăzut în general. Așa că ei sunt plătiți pentru o activitate mai redusă, deși mulți dintre noi lucrăm mai mult de acasă, în funcție de domeniul în care ești. Și clienții noștri, unii dintre ei au pus totul on hold, totul în așteptare, alții au zis, ok, dacă oamenii ăștia tot n-am ce să le dau să lucreze, măcar să instruiesc, măcar să le dau informații, ca atunci când se termină criza să fie mai instruiți. Sau hai să facem alte activități, o evaluare a maturității digitale, de exemplu, astfel încât când se termină criza să fim mult mai bine pregătiți. Văd că mai avem 2 minute, mai iau câteva întrebări. Bogdan, ce softuri pentru generarea activităților, firme mici, 3-4 angajați recomanzi? Putem discuta clar despre software pentru orice dimensiune a companiei. Preluăm legătura și discutăm punctual. Vă auzim? Nu auzim acum? Da. Pentru business în domeniul hotelier, Dan ne întreabă, pentru business în domeniul hotelier, pe platformele Airbnb și Booking, deja digital, cred care da, acum e mort, totuși ce ne recomandați? Păi ce putem să recomandăm? Să recomandăm să ne pregătim pentru când se termină. Știu că sunt costuri care merg oricum, dar
Noi încercăm acum să găsim, să evaluăm o vacanță în Grecia și nu găsim. Sunt închise la comandă, închise la rezervare. E un pic greu de înțeles pentru noi de ce se întâmplă asta. Că înțeleg că unitățile de cazare sunt închise, dar nu înțeleg de ce și rezervările poate pentru septembrie sunt închise. Ne așteptăm totuși să trecem de momentul ăsta greu. Și aici de la Diana o întrebare suplimentară. Pentru o firmă de arhivare fizică a documentelor, ce soft recomandați? Am mai discutat despre asta mai sus. Putem discuta punctual despre software pentru orice nevoie. Păi am ajuns la final. Dacă au mai rămas întrebări răspunse, ca și în cazul lui Marius Ghenea, o să te rog frumos să ne răspunzi în scris și vom face un articol. Îți mulțumim frumos pentru prezentarea extrem de interesantă. Va fi disponibil înregistrarea pe site-ul webinarului, imediat în câteva minute când se termine procesarea videoului. Și bineînțeles, vă așteptăm la următoarele webinare. Mulțumesc celor care au răspuns și la chestionarul nostru. Aș vrea să vă pun mai multe întrebări, dar astăzi Chrome și laptopul meu nu prea cu mine. Dar să sperăm că la următoarele va fi mai ok. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc frumos, Cosmin, pentru foarte utilele informații cu care ne-ai încărcat astăzi. Mulțumesc tuturor și toate cele bune. Vă urez digitalizare plăcută și să ne vedem cu bine când o să înceapă business-ul din nou în forță. Salutare, mulțumesc, spor!